Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin continuă șirul măsurilor astfel încât Severinul să arate ca un oraș modern și civilizat, iar pe lângă sprijinul oferit proprietarilor de terenuri neîngrijite, în ceea ce privește curățirea acestora, primăria va lua măsuri și în ceea ce privește autovehiculele abandonate pe spațiul public. Vreau să începem o acțiune în tot orașul de ridicare a autovehiculelor, autoturismelor în principal, staționate pe domeniul public de luni, poate de ani de zile. Sunt unele la care n-a reușit să ajungem nici noi, nici alte instituții, care stau efectiv de ani de zile neridicate. De asemenea, vreau să intrăm în controlul și a celor care, chiar dacă sunt cu impozitele la zi, dar stau de luni de zile și ocupă domeniul public. De asemenea, aș vrea să fim atenți puțin și la terenurile neîngrijite, neîmprejmuite și locuințele care arată rău. Dacă tot mergem cu echipa în oraș și tot luăm fiecare cartier în parte, fiecare zonă, fiecare stradă, ar trebui să aruncăm un ochi și pe această zonă, pentru că avem prea multe terenuri neîmprejmuite, lăsate cu gunoaie, poftiți? Neîngrijite. Neîngrijite. Și va trebui să luăm măsuri și pe această zonă. Pe lângă un aspect neîngrijit și deloc civilizat al orașului, dat de autovehiculele abandonate pe spațiul public, foarte mulți severineni rămân fără locuri de parcare, întrucât numărul autovehiculelor este într-o continuă creștere la nivel local. Doar în 2020 s-au ridicat peste 140 de mașini abandonate. Momentan se dau doar avertizmente și amenzi proprietarilor de mașini abandonate, însă începând de la 1 martie, autovehiculele vor putea fi și ridicate. Avem multe autovehicule staționate. De asemenea, mai avem un gen de autovehicule cu numere funcționale, dar se vede că proprietarul nu a ridicat-o, n-a scos-o de pe domeniul public de luni de zile, poate de ani. Ele sunt verificate, sunt taxele plătite, dar la fel vrem să știm care e statutul acestor autovehicule, pentru că nu e normal dreptul pe care l-ai prin plata impozitului nu îți permite să ții o mașină ani de zile într-un loc fără să găsești ceva să faci cu acea mașină. Pe lângă investițiile în modernizarea infrastructurii, acțiunile curente de reparație ale străzilor continuă și intensifică programul de ridicare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public. De asemenea, tot pentru primăria municipiului Drobeta Turnu Severin oferă un serviciu de curățare a proprietăților ce dețin terenuri neîngrijite, bineînțeles, contra cost. Cetățenii au obligația de a-și curăța proprietățile. Referitor la terenurile neîngrădite, clădirile care arată rău, intrăm și pe această zonă. Avem două variante, două posibilități de lucru. Una, pentru clădirile neîngrijite, există posibilitatea să fie impozitate cu peste 500% raportat la impozitul normal, iar terenurile neîngrijite din acest an, primăria poate interveni contra cost să le îngrijească, să le pună la punct. Sperăm ca cei proprietarii să înțeleagă acest lucru. Dacă nu ne permit nouă să intrăm contra cost să facem acest lucru, să le îngrijească dumnealor. Sunt prea multe terenuri în Drobeta Turnu Severin, unele chiar în zone locuite, unde proprietarul nu face nimic, nici nu le vânde, nici nu le împrejmuiesc, sunt lăsate, așa să zic, în voia sorții. În ciuda restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, primăria municipiului Drobeta Turnu Severin continuă eforturile pentru a menține și îmbunătăți aspectul civilizat și urban al orașului. Este cert faptul că este un oraș îngrijit. Cetățenii au obligația de a-și curăța proprietățile și de a-și retrage autovehiculele vechi și abandonate de pe spațiul public.